cineva a vrut să dea o lecție unei clase, un profesor, și printre altele spunea că vrea să dovedească că Dumnezeu nu există. Și le-a spus copiilor, i-a întrebat că cine a creat toate lucrurile, totul. Și copiii au răspuns în clasă, Dumnezeu. Atunci, dacă Dumnezeu a creat toate lucrurile, înseamnă că El a creat și rău. Înseamnă că e un Dumnezeu rău. Și după care un băiat s-a ridicat și a spus, domnul profesor, pot să pun și o întrebare? Și a spus băiatul, cine a creat frigul? Și au zis, ce întrebare asta? Și au zis, frigul nu l-a creat nimeni. Și frigul este dovada că este absența căldurii. Deci atunci când nu este cald, e frig. Deci este o dovadă că nu este căldură. Și cine a făcut întunericul? Deci Dumnezeu a lăsat să fie întuneric, dar problema este că Dumnezeu a făcut lumina. Și lumina nu este altceva decât întunericul nu este altceva decât absența luminii. Atunci când nu mai e lumină, e întuneric. Dragii mei, așa este și cu răul. Atunci când există, când se face rău, Dumnezeu n-a făcut și n-a creat răul, dar atunci când s-a produs rău și este rău, de fapt nu este altceva decât absența binelui. Dacă oamenii fac bine, nu mai este rău. Deci nu trebuie să facem altceva decât să faci bine, ca să nu mai fie rău. Deci atunci când noi spunem că s-a făcut rău cu tare, e rău acolo, deci ca să nu mai fie rău, trebuie să facă bine. Deci oamenii, de fapt, cu alte cuvinte, nu vor să facă bine. Că dacă ar face bine, n-ar mai fi rău. Deci atunci când noi căutăm să facem bine, nu mai este rău. Slăvit să fie Domnul. Deci atunci când o familie are probleme, deci problemele acelea sunt din pricina că nu au cele necesare. Dar ca să putem alunga necazul de acolo și să nu mai fie necaz, putem face un singur lucru. Să sprijinim. Și nu mai e. S-a dus necazul. Deci Dumnezeu a lăsat la îndemâna noastră, aș putea spune cu alte cuvinte, multe lucruri care am putea noi să ne unim și să le facem. Deci nouă ne este mult mai ușor să-L chemăm pe Domnul, să rezolve El toate problemele. Dar sunt lucruri pe care Dumnezeu le-a lăsat ca noi să le facem. De aceea sunt lucruri în viața noastră care Dumnezeu ne face conștienți că noi trebuie să renunțăm la ele. Nu vine Dumnezeu să te ajute să renunți la toate lucrurile care, de fapt, tu poți să renunți. Dumnezeu doar îți dă putere necesară să poți să lași lucrul respectiv. Să renunți la lucrul respectiv. Niciodată cineva nu va putea renunța la anumite lucruri sau anumite patimi, dacă nu va putea renunța dacă nu și dorește lucrul respectiv. Deci dacă n-ai cum, și Dumnezeu și oricine ar vrea să scoată din lucrarea asta, să facă ceva, trebuie să-ți și dorești, să existe în tine, deci, dorința aceasta, că vrei să abandonezi lucrul respectiv, să abandonezi ceea ce vrei să faci. Sunt multe femei care și abandonează lucrurile bune. Și, de exemplu, își abandonează copiii. Au puterea asta să-și abandoneze copiii. Dacă au putere să-și abandoneze ceea ce, de fapt, i-au ieșit din ei și ceea ce ar trebui să iubească din tot sufletul, deci ar trebui să aibă și așa, ar trebui să aibă și puterea să-i redobândească înapoi, să meargă să-i și ia înapoi. Slăvit să fie Domnul. Domnul să ne ajute să înțelegem lucrul acesta, că sunt lucruri care Dumnezeu ne vrea să vadă dacă noi vrem să renunțăm la ele. Am fost în România, și vreau să spun câteva cuvinte, am fost în România și m-am oprit acolo unde fratele nostru, un frate, vine aici cu noi împreună, fratele care a fost aici, asta vi să fie Domnul, se mută în zona acolo la noi și prin harul Domnului, săptămâna nouă asta, duminica asta, cealaltă, va fi împreună cu noi, dacă Domnul ne ajută cu familia, împreună, și am fost acolo în zonă la el și la Caransebeș. Și am căutat să mă bucur cu frați. Și n-am știut prea mulți frați care am știut eu. Nu m-am dus acolo, am vrut ceva mai nou. Și am găsit în zona acolo frați simpli. Frați romi care sunt foarte simpli și iubesc pe Domnul și iubesc rugăciunea și au părtășie. Și sunt mai săraci.
din punctul nostru de vedere, dar spiritual sunt bogați, se bucură, am tânjit după bucuria pe care o au ei și am stat cu ei aproape permanent. Nu m-am mai despărțit de ei 2-3 zile în continuu. Numai ne-am rugat, am cântat, am mers, am mâncat ceva, iar am venit, am mâncat acolo și ne-am bucurat. Am și poze. Și au venit când unul, când altul. Și au venit oameni și surori care erau descurajate, erau căzuți, alții s-au ridicat. Ne-am bucurat împreună, ne-am rugat împreună, am cântat împreună și am creat o atmosferă plăcută. Și cred că lucrul ăsta e plăcut de aia. Ne-am bucurat cu alte cuvinte și mi-am adus aminte de relația mea cu Domnul care aveam în România, aia permanentă, care ne bucuram în permanență. Slăvit să fie Domnul. E foarte important să căutăm locurile acestea, e foarte important. Printre altele am văzut situația lor, au o situație mai puțin bună, dar Dumnezeu e cu ei, slăvit să fie Domnul. Se bucură așa cum zic. Și prin harul Domnului m-am gândit, acum când merg înapoi, tot mă duc, dacă dintre dumneavoastră ați vrea și Domnul v-ar pune pe inimă hăinuțe de la cel mai mic până la cel mai mare, dacă puteți sau aveți, am vrea să, din partea bisericii, din locul acesta, să mergem cu ce putem, niște ajutoare, haine, în special pantofi, haine, dacă aveți, Domnul să vă binecuvinteze, eu cu drag, dacă le aduceți după masă sau când le aduceți, eu le iau cu mașina și le duc acolo numele Domnului, un ajutor din partea bisericii de aici, ca Domnul să binecuvinteze mâna fiecăruia și e foarte important, poate că mai bine aruncăm. Dar vreau să spun că puneți-le acolo deoparte, că sunt mulți care laudă pe Domnul și îi mulțumesc Domnului pentru ajutorul primit. Slăviți să fie Domnul! Deci ia Domnul să vă binecuvinteze. Am vrea să ne rugăm în privința aceasta ca Domnul să ne ajute și să ne rugăm și să ne aducem aminte că e foarte important să stăm la îndemâna Domnului și Domnul să ne binecuvinteze. Ne ridicăm pe picioare și am vrea să facem o rugăciune în privința aceasta ca Domnul să ne dea putere să nu facem ce vrem. E important. Dacă noi dorim să nu facem ceea ce vrem noi să facem și chiar dacă am credea că ceea ce vrem să facem noi este bun, totuși există unul care noi am spus că vrem să-L ascultăm și vrem să-L urmăm și ăsta e Domnul. Și înainte de toate lucrurile, orice am face, înainte de a lua o hotărâre, înainte de a spune un cuvânt, înainte de a lua o decizie, e tare bine să ne rugăm Lui ca în deciziile sau în hotărârile sau în ceea ce facem să fie și amprenta Lui Dumnezeu și să fie și răspunsul Lui da sau nu. E bine când suntem sau când facem ceva, e bine în urmă să avem și din partea Domnului confirmarea că ați făcut ceea ce eu vreau să fac, să vii să fie Domnul. Sau n-ați făcut ceea ce eu nu vreau să fac. E bine sau nu? Ați vrea să știți? Dacă voia Domnului ce facem este da sau nu, ați vrea? Să nu ne amăgim singur, să credem că așa a fost sau nu a fi fost, o fi vrut Domnul sau nu a fi vrut să facă asta. Tare bine, atunci pentru asta trebuie să ne rugăm. Doamne, te rugăm frumos, ajută-ne Tu, suntem oameni pământești, ne-ai dat înțelepciune, dar avem nevoie de călăuzire. Avem nevoie de sfatul Tău, te rugăm în toate lucrurile care vrem să le facem, cu privire la lucrarea Ta, cu privire la lucrurile de care avem nevoie să le facem bune. Te rog, ajută-ne și călăuzește-ne. Vrem ca Tu să ne dai un răspuns. În momentul respectiv, Tu să te cobori și să lucrezi ca să nu ne trezim că am făcut ceva care nu a fost după voia Ta. Haide să ne rugăm prin